Cel puțin 10 persoane fără adăpost solicită zilnic găzduire la adăpostul de urgență pentru noapte al primăriei municipiului Deva în urma condițiilor meteo vitrege din ultima perioadă. Cifrele sunt în scădere comparativ cu iarna anului trecut, când aproape 30 de persoane ajungeau în stabiliment în fiecare zi. Adăpostul oferă condiții de locuit pe timpul nopții, hrană caldă și condiții de igienă personală. Persoanelor care au acte de identitate li se întocmește un contract în baza căruia acestea pot rămâne în adăpost pe o perioadă de 60 de zile, cu posibilitatea de prelungire în cazuri excepționale. În urma încheierii contractului, fiecare persoană este inclusă într-un program de integrare socială, astfel încât să nu mai fie nevoită să se întoarcă pe stradă. Capacitatea maximă a adăpostului de urgență pentru noapte este de 30 de persoane, cu posibilitate de suplimentare până la 60. În cei 4 ani de când funcționează, stabilimentul a găzduit peste 100 de persoane. 95% dintre acestea au fost bărbați și mai mult de 2/3 au avut vârste de peste 50 de ani. Cifra maximă de persoane găzduite în adăpostul de urgență a fost atinsă în iarna anului 2013, 40 de persoane într-o singură noapte.